Comisia Electorală Centrală acționează în favoarea guvernului și pune în pericol democrația și procesul electoral atunci când închide ochii la faptul că Maia Sandu își desfășoară campania electorală în timp ce rămâne în funcție și astfel utilizează în mod activ resursele administrative, încălcând Constituția. Declarația a fost făcută de Diana Caraman, deputată al Partidului Comuniștilor, în cadrul unui briefing în Parlament. Сначала предвыборной кампании мы по-настоящему столкнулись с самой настоящей угрозой. Odată cu începerea campaniei electorale, ne-am confruntat cu adevărat cu o amenințare reală la adresa democrației noastre și a alegerilor ca un proces corect și deschis în orice stat civilizat. Deja astăzi putem spune cu certitudine că în Moldova ne confruntăm cu un regim care nu numai că încalcă Constituția, dar își bate joc în mod deschis de ceea ce este scris în legea fundamentală, de ceea ce este sacru pentru orice om normal, de democrație, suveranitate și drepturile omului, care pot fi realizate doar prin alegeri corecte și echitabile. Care pot fi realizate exclusiv în condițiile și condițiile onestelor și corectelor. Caraman spune că guvernarea încalcă nu doar legile naționale, dar și actele internaționale ratificate de Republica Moldova. Și face asta ea prin folosirea și mâinile Centralei Electorale Comisiei. Face acest lucru cu ajutorul și mâinile CEC, a cărei sarcină principală este să asigure și să desfășoare alegeri corecte și echitabile. Din păcate, această structură, care ar trebui să fie independentă, s-a transformat în cele din urmă în avocați și principalii executanți ai celor mai murdare cazuri împotriva nu numai a oponenților politici ai regimului, ci și împotriva drepturilor omului. Potrivit lui Caraman, Comisia Electorală Centrală este o rușine pentru statul nostru. CEC nu servește poporul, ci doar interesele unui singur grup, partidul de guvernământ condus de Maia Sandu. Nu este doar o structură angajată, ci și o rușine pentru statul nostru. Comportamentul insolent și sincer grosolan al unor membri ai acestei comisii a depășit toate limitele. Nu numai că justifică încălcarea Constituției în ceea ce privește stabilirea datei alegerilor, ori conform articolului 90 din legea fundamentală, alegerile se desfășoară doar după declararea vacantă a funcției de președinte, dar și refuză să ia în considerare plângerile PCRM și ale unui grup de cetățeni privind încălcarea grosolană a principiilor de neutralitate de către președintele Maia Sandu. По существу жалобы ПКР и группы граждан в отношении грубого нарушения принципа нейтральности действующего президента Майи Санду. Amintim că anterior deputații PCRM, Diana Caraman și Vladimir Voronin, au solicitat Curții Constituționale să verifice legalitatea datei stabilite de Parlament pentru alegerile prezidențiale. Deputații susțin că termenele constituționale de organizare a alegerii președintelui Republicii Moldova sunt stipulate direct în articolul 90, aliniatul 4 din Constituție. În termen de 2 luni de la data la care a intervenit vacanța funcției de președinte al Republicii Moldova, se vor organiza alegeri pentru un nou președinte. Caraman a declarat anterior că mandatul prezidențial neterminat îi permite Maiei Sandu să utilizeze resurse administrative în campania electorală. Mai mult, la CEC au fost trimise plângeri din partea mai multor partide politice care au cerut comisiei să anuleze înregistrarea grupului de inițiativă care a colectat semnături în favoarea Maiei Sandu din cauza utilizării resurselor administrative. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a declarat într-un comentariu pentru postul nostru de televiziune săptămâna trecută că toate plângerile vor fi verificate, iar CEC va informa publicul despre decizia luată.